Și în câteva momente o să ajungem acasă la Laura Giurcanu, unde ne așteaptă chiar ea. Hey, bună, Stenzi! Laura! Bună! Intră, te rog! Mulțumesc că ne-ai primit la tine. Mare drag, am fost. Arată foarte bine totul aici. Mulțumesc mult! Abia am terminat construcțiile. Tot ce vezi este făcut cu mâinile mele. Ok, deci pandemia not so hard for you. Din punct de vedere fizic a fost, dar emoțional am stat aici și a fost foarte bine. Prezintă-ne, te rog! Aici am fost șocată să aflu că asta nu e de fapt o cadă, îi spun piscina ei, și că nu pot să te sper cu săpun. Mi-am pus gel de duș, am făcut bule și toate cele și m-au certat puțin cei din față, dar am aflat că pur și simplu îți bagi corpul în apă și stai acolo și că asta e ceva ce fac oamenii. Îți petreci serile, diminețile aici, sau... Aici petrec serile și când vreau pur și simplu să mă deconectez, citesc o carte, beau un vin bun și aici este locul unde stau. Aici este un duș și te rog... Aici îi aduci pe ei, pe... Yes! Nu? Ah. Te rog îmi plec să nu fur nicio piatră, le-am numărat înainte, pentru că am auzit că... vine cineva și este tot numărat. Aici tot așa curge apă pe tine și aici poți folosi gel de duș, ceea ce este esențial pentru o viață sănătoasă. Aici, pentru că sunt mai înaltă, mi l-am făcut mai jos, vezi? Ca să pot să fac gen, știi? Și pentru tine probabil este cam prea înalt, dar cred că o să vezi totuși de acolo. Poți să-mi pui o scăriță sau o lădiță dacă ai, nu știu, și un borcan, e ok? Da, o să... încerc, poate cu ăsta, da, okay. Mă rog, o să înțelegi tu. Aici stau că sunt foarte, foarte supărată. Ideea e că uneori, pentru că gândesc foarte mult și așa, mă apucă o stare de neliniște. Și mă pun aici și mă gândesc la cât de norocoasă sunt de fapt. Să am... și după aia ies și văd tot ce am și aici. Ideea e că am rămas fără buget spre finalul amenajerilor. Și nu am mai avut bani să facem geamuri, dar sper să continuăm construcția casei după... Locuiești singură aici? De la tine. Da, locuiesc singură aici momentan. Prietenul meu a rămas la București. A spus că îi place zăpada sau ceva de genul ăsta, n-am înțeles exact. Aici mă îmbăt eu seara. Mănânc doar fructe pentru că sunt super. Sunt super. Și plasticul ăsta, nu știu cine l-a pus aici. Nu eu. Of. Aici lucrez. Aici e zona mea de muncă. Am laptop, cam așa arată când lucrez. Ok. Tablouri. Nu sunt cu tine tablourile. Mă gândeam că ești un pic mai narcisistă sau... Dacă o să stai să privești în profunzime. Ok. O să vezi că de fapt sunt despre tine. Da, ok. Trebuie să privești foarte, foarte în profunzime. Aici îmi petrec nopțile, fac tot felul de lucruri aici, dorm și tot felul de lucruri. Iar aici este, acolo mă uit la televizor. Am chestia asta în care îmi place să mă uit la televizor cu spatele și să-mi imaginez doar din ce aud, să-mi imaginez ce... Da, ai putea să ne arăți cum exact? Ok. Da, după cum vezi este foarte înalt tavanul, pentru că urăsc oameni scunți. Și am făcut o excepție pentru tine, draga mea. Și... hai! Iar aici vecinii mei, Cristi și Ioana. Deci nu, stai chiar. Cum? Cristi și Ioana. Aici avem grădina mea, unde cresc tot felul de... Ceapă, usturoi? Legume și fructe, da. Ceapă, usturoi. Știu că așa sunt astea aici, sunt mai exotice. Asta e o cadă mică pentru picioarele mele. Și îmi bag aici picioruțele. Și uite, uite animalul meu. Zuli. Și a plecat, fac. Acum încerc să-l îmblânzesc. Iar aici avem zona de lounge de seară. Ai putea numi eu la ocean, cred. Și aici... Ce ocean e, Laura? Ce ocean? Curry something. Da, și acolo stau eu la soare și cred că ai văzut destul, gata. Du-te acum, gata. Mulțumim!